Neața lume, astăzi facem povestea lui Biki Morino. Este un jonin special din Konoha și ofițerul comandant al forței de tortură și interogare, iar în anime a fost de asemenea numit lider de echipă al echipei 40. Ca și abilități, Ibiki este un maestru al interogatorilor, atât din punct de vedere fizic cât și psihologic și joacă un rol important în extragerea informațiilor, deoarece interogează suspecții și prizonierii de război. El are capacitatea de a supune oamenii unei mari suferințe fără să folosească niciodată tortura fizică. De face asta numai din priviri. Are cunoștințe complete de psihologie umană. Atacând mintea unei persoane, el poate obține controlul asupra spiritului acestuia. Abilitățile sale de interogare sunt atât de reputate încât, odată ce a descoperit că Ibiki era cel care îl va interoga, Kisame Hoshigaki a decis imediat să-și omoare toți camarazii din divizia Cypher pentru a împiedica să dezvolte orice informații. De asemenea, este un tip capabil să spună cu ușurință dacă cineva minte, văzând rapid prin povestea elaborată a lui Karin. În tinerețea sa, în timpul examenelor Chunin, Ibiki și coechipierii lui, Hayate Geko și Tokara, s-au confruntat cu echipa lor Orochimaru în pădurea morții în timpul celei de-a doua runde a examenului. Câțiva ani mai târziu, Ibiki a condus o echipă care încerca să recupereze coduri secrete deținute de divizia Cypher din Kirigakure. Unul dintre membrii săi, Kisame Oshigaki, l-a identificat drept principalul interogator Ambu al lui Konoha. Cu toate acestea, înainte ca echipa sa să poată reține vreun ninja din Kirigakure, Kisame i-a ucis pe toți, afirmând că misiunea a cerut astfel de acțiuni extreme, derajându-l pe Ibiki. În anime, Ibiki a fost supraveghetorul primei părți a examenului Chunin, ale fratelui său mai mic, Idate. L-a picat pe Idate, simțind că nu era apt să fie și nobi. Mai târziu, după ce fratele său a părăsit satul, Ibiki a descoperit că îi date l-a ajutat pe senseiul său, Aoi Rokusho, să fure sabia zeului tunetului. Ibiki și cei doi colegi Ambo l-au urmărit. Cu toate acestea, au adus rapid aliați din Amegakure pentru a-l captura pe Ibiki și a elimina cei doi membri Ambo cu el. Aoi l-a torturat apoi pe Ibiki pentru a citi sulul, iar în acest proces a dat foc accidental clădirii după ce Ibiki a reușit să se elibereze atât pe sine cât și pe fratele său mai mic. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor lui Ibiki, flăcările i-au separat curând pe cei doi frați. Crezând că fratele său era mort, Ibiki a fost forțat să se întoarcă singur în sat. Ninjutsu, în timpul luptei sale împotriva lui Pain, dar nu toți Pain doar la cucale animalelor, el este arătat cu demonare folosind tehnica de invocare pe care a folosit-o ca să invace o varietate de dispozitive de tortură, inclusiv Iron Maiden și o cameră de tortură. În mod ironic, aceste invocații sunt modelate după statui Engimono, care aduc noroc și sunt utilizate în mod obișnuit pentru a binecuvânta sanctuare și afaceri cu noroc. Da, el fiind torționar, nu mă noroc, nu ai când vezi așa ceva. Unele dintre aceste invocări au fost o sabie cu două tăișuri în care invocatorul va primi aceeași cantitate de durere ca și adversarul său. El susține că acest lucru are de a face cu a deveni egal prin durere. În mod ironic, fiind filozofia durerii. Alupain. Abilitățile lui Bikin Manga rămân în mare parte aceleași, fiind capabil să folosească Shrimp Tai tehnic, sau dacă vrei să o dăm pe românescu, tehnica cravatei creveților, dat încolo, și invocarea cameră de execuție. El poartă de asemenea o mare cantitate de arme, unele ascunse, cum ar fi o bucată de Silex ascunsă în molari. Silexul e un fel de cremene, deci avea cremenea asta ascunsă în molari, pe care o putea folosi ca să aprindă substanțe inflamabile, precum și un pumnal mic ascuns în călcâiul cizmei. Ibiki este o persoană foarte strictă și chiar a fost descrisă ca fiind sadic de către Kaka și Hatake. La acesta se mai adaugă convingerea că durerea este o formă eficientă de comunicare pe care a folosit-o ori de câte ori își îndeplinește datorile de tortură și interogatoriu. Forța sa mentală este formidabilă deoarece în anime chiar și după ce a fost torturat îngrozitor de Aoi Rokusho, Ibiki nu i-a dezvăluit niciodată vreo informație acestuia care an mai târziu a recunoscut în mod deschis forța lui Ibiki. Cu toate acestea, el le-a mărturisit subordonaților săi în timpul zdrobirii lui Konoha că era speriat de Orochimaru în copilărie, remarcându că este oarecum inuman, dar în formă umană și a fost vizibil șocat când Kisame și-a masacrat proprii camarazi pentru a proteja informațiile. Cu toate acestea, Ibiki a arătat o latură mai relaxată și a șocat-o pe temari în timpul examenului Chunin din cauza schimbării drastice a personalității. De asemenea, a râs după ce a aflat că a promovat pe cineva care n-a răspuns la nicio întrebare la examen. Hei, Așa de la Hokage. În ciuda metodelor sale dure de interogare, Ibiki se dovedește a fi de asemenea destul de rezonabil. Un exemplu a fost atunci când Karin a fost de acord să renunțe la toate informațiile referitoare la Kabuto, Sasuke și Akatsuki, în să fie rănită cu un castron de cotlet de porc prăjit, ceea ce Ibiche a fost de acord, deși ar dura două zile pentru astfel de livrare și nu a dus interogatoriu mai departe. În plus, el nu a fost unul care să se lase influența de o poveste cu suspine și a păstrat un comportament strict, fără prostii, atunci când interoga pe cineva. S-a remarcat că îl iubește pe Naruto datorită energiei și capacității copilului de a inspira încredere și simțul său al umorului. În ciuda comportamentului său strict, arată grijă față de fratele său mai mic, idate deoarece i-a spus să fugă în timp ce se lupta cu Aoi. După s-a reunit pentru scurt timp cu el, Ibiki a fost mulțumit de cât de mult se schimba să -i date și a simțit recunoștință față de Naruto pentru că și-a schimbat fratele. What? Asta a fost influențată de Naruto. Iar în ciuda comportamentului său dur, are o afinitate remarcabilă față de animale, deoarece acestea tind să fie joviale cu el. În timp ce în mod normal rămâne în afara câmpului de luptă sau implică tactici indirecte de luptă, Ibiki se dovedește că are o mare rezistență, a arătat o anumită abilitate în taijutsu, capabil să-l rănească pe Aoi Rokusho, chiar dacă a fost lovit și legat de un scaun și apoi să scape. De asemenea, se arată că are o forță brută considerabilă. O simplă strângere de mână l-a făcut pe Naruto Uzumaki să se înfioreze de durere, despre care Ibiki a susținut că era doar 1 din 10 din puterea lui reală. Iar Ibiki a finalizat 861 de misiuni oficiale, 181 rang D, 297 rang C, 301 rang B, 79 rang A și 3 de rang S iar aceasta este povestea ofițerului comandant al forței de tortură și interogare din Konoha. Sper că v-a plăcut povestea. Nu uitați că aveți în descriere linkurile către Instagram, TikTok și toate cele. Până data viitoare, să aveți o zi incredibil de bună. Like, share, subscribe și ne au de mâine cu un nou clip.